Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a echipei USL care candidează la Piatra Neamț. Dorim să vă informăm că în acest moment lucrurile sunt din ce în ce mai clare. Uniunea Social-Liberală în municipiul Piatra Neamț depășește 50% pe toate colegiile, dar cel mai important lucru este trendul crescător. În timp ce adversarii noștri politici de la ARD și PPDD sunt în cădere liberă. În ultimele 4 săptămâni, Uniunea Social-Liberală, pentru că vă mărturisesc că am avut 2 sondaje de opinie, unul la începutul campaniei electorale și unul care s-a terminat luni. În ultimele 4 săptămâni, USL este într-o permanentă creștere, în timp ce PDL sau ARD, cum doriți să le spunem, și PPDD s-au prăbușit în sondaje. De altfel, trendul celor din PDL a început încă din această vară, odată cu alegerile locale. Lipsa de încredere în oamenii lui Băsescu a fost confirmată și de referendum, când 212.485 de persoane au votat în secțiile organizate în Neamț și la urnele volante, dintr-un total de 473.809 electori înscriși pe listele permanente, prezența fiind 44,84, circa 45%, cu doar 10% mai puțin decât prezența de la alegerile locale din luna iunie. Asta confirmă numărul foarte mare al celor nemulțumiți. Din cele 200.000 de buletine de vot valabile exprimate, în proporție covârșitoare, adică peste 87%, au votat da pentru demiterea președintelui Băsescu. Și numai 11,51% au fost de partea președintelui Băsescu. Este evident că cei de la PDL și de la PPDD, adică toți oamenii lui Băsescu, nu mai au credibilitate. Ei nu mai pot convinge aproape pe nimeni. Nu mai pot păcăli electoratul. De altfel, la Piatra Neamț, nu mai e de mult o surpriză că cei din PDL și cei din PPDD formează o alianță. Există declarațiile liderilor celor 2 formațiuni politice, declarații apărute chiar în perioada de precampanie electorală. S-ar părea că inclusiv liderii locali ai PDL au înțeles picajul și căderea liberă în care se află și nu au mai fost atât de vocali ca în alte dăți, pentru că ar fi fost de-a dreptul ridicol să ieși în fața unei populații sărăcite și să lauze realizări inexistente. Pentru cine dintre dumneavoastră este foarte interesat, vă putem spune foarte clar că pe toate colegiile din Piatra Neamț, 1, 2 și inclusiv Colegiul 3, Camera Deputaților și pe 1 Senat, scorurile
electorale ale Uniunii Social-Liberale, ale candidaților, depășesc 57%. Și se apropie izbitor de mult de scorul de la nivel național al Uniunii Social-Liberale. De altfel și colegii adversarii noștri politici au propriile măsurători și și-au dat seama că au pierdut aceste alegeri într-un fost fief al Partidului Democrat Liberal. Ne așteptăm de asemenea ca în zilele următoare să încerce să mai salveze ce se poate salva, să arunce pe piață tot felul de fumigene, de atacuri murdare la adresa noastră, de lucruri inventate, efectiv, și nedovedite, în tradiționalul stil de campanie care a avut loc la Piatra Neamț. Știm care este tradiția campaniilor murdare de la Piatra Neamț, campanii agresive, așa că ne așteptăm la astfel de fițuici, la astfel de materiale de campanie prin care să se încerce să ne fie murdărită imaginea. Numai că, în opinia noastră, nu-i mai ajută cu nimic, pentru că oamenii nu mai pot fi manipulați cu astfel de practici. Oamenii sunt mult mai înțelepți decât cred domniile lor. Noi mizăm pe inteligența